Cartea Ioan, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1, pagina Sfânta Scriptură, 1027. Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în fruntecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi zgurietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc, te slăvesc, te dau și te rog. Citind acest capitol, mi-am dat seama că mi-a crezut să vorbesc în dimineața aceasta despre un lucru care este foarte important în viața creștină. Despre un lucru care este obligatoriu să se întâmple în viața creștinului. Și îmi place de fiecare dată când mă pregătesc să stau și să mă gândesc, pare că trăiesc ceea ce vorbesc. Oare s-a întâmplat în viața mea ceea ce vorbesc? A venit peste mine așa un moment de cugetare, un moment de cercetare. M-am gândit ceea ce am fost. M-am gândit în momentul în care m-a cercetat Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că n-am niciun merit, chiar dacă am crescut într-o familie creștină, chiar dacă am venit duminică de duminică la biserică, chiar dacă m-am rugat pe zi, n-am avut niciun merit și totul a fost harul Dumnezeu. Că ești tu aici este harul Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta să ne descopere inima noastră realmente ce este nașterea din nou. În textul pe care l-am citit, mi-am creat eu o imagine frumoasă în mintea mea. Mi-am imaginat că acest Nicodim, spune cuvântul Domnului, că era un fruntaș al iudeilor, un fariseu bogat. Și despre el se mai spune două ori în Scriptură că este omul care a venit noaptea să-L caute pe Iisus. Mă gândesc oare ce frământare avea acest Nicodim în inima lui. Poate ar fi venit din sinceritate să știe ceva mai mult. Nu cred că ar fi venit ca și celălalt farisei care îi învineau pe Iisus. Pentru
că spune Nicodim, învățătorule, știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. De ce ai venit în dimineața aceasta în casă Dumnezeu? Ai venit oare ca și acest Nicodim frământat și să cauți cu adevărat Dumnezeu? Ai venit doar să te întâlnești cu frații și cu surorile sau ai venit că așa este bine, nu să vin fiecare duminică la biserică? Și cred că Nicodim avea o frământare în inima lui și spune, învățătorule, știu că în tine este o putere. Și Dumnezeu răspunde, și Domnul Iisus îi răspunde total altceva. Și eu cred că îi răspunde întrebării care avea în inimă și spune, adevărat, adevărat îți spun, Nicodim, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim nu înțelege aceasta. Și Nicodim spune, cum? Cred că ar fi spus în inima lui, eu care știu toate legea, eu care sunt învățător în Israel, îmi cer mie să mă nasc din nou? Cum, Doamne? Cum adică? Cum poate un om să intre din nou în pântecele Maicii sale și să se nască din nou? Eu am legile mele, eu am orânduielile mele. Și spune din nou Iisus, tot așa, Nicodim, adevărat, adevărat, spun că dacă nu se naște din... Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Și Nicodim tot înțelege. Și îi spune Domnului Iisus, cum se poate face așa ceva? Și dacă ar fi fost noi, i-ar fi spus lui Nicodim, trebuie să fii la toate programele de biserică, trebuie să te rogi o oră, două, trei pe zi, trebuie să faci milostenie, trebuie să faci cutare, cutare și cutare. Nu? Și Domnul Iisus îi spune, Nicodim, chiar dacă ți-aș explica, n-ai înțelege. Și știți care este tot secretul aici? Vine Domnul Iisus și spune, Nicodim, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dat singurului fiu, pentru că oricine crește în tine să nu pierde și să aibă viață. Acesta este secretul, Nicodim. Aceasta este nașterea din nou. Doar așa vei putea să vezi împărăția lui Dumnezeu, Nicodim. Te întreb, cât e frământat ești tu de lucrul acesta? Cât e frământat ești să te îmbraci frumos, să vii la biserică, să ai o aparență, să vadă exteriorul tău frumos? Doar să vadă ceilalți cine ești tu. Și știi ce s-ar putea întâmpla? Că după 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 de ani de viață, te spună Dumnezeu, du-te, eu nu te cunosc. Doamne, dar ne-am făcut noi? Doamne, dar ne-am scos noi, Doamne? Doamne, dar n-am lucrat noi numele Tău? Nu te cunosc. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, când sau dacă ai avut această naștere din nou viața ta. Nicodim era frământat de cum se poate face aceasta. Nicodim era frământat și îl întreba pe Iisus, Doamne, spune cum pot să fac așa ceva. Și Domnul Iisus spune, Nicodim,
Vântul suflă încă probea. Și ce faci? Doar i-auzi vântul. N-aș putea să spun, pentru că nu este o metodă. Vorbind despre această temă, te-am întrebat pe cineva, când crezi că s-ar fi întâmplat în tine nașterea din nou, așa de ei? Am văzut că s-a pus pe gânduri. I-am zis că eu pot sputa un timp de vinde, dacă vine. Și mi-a răspuns ceva ce nu mă așteptam. Mi-a zis, eu cred că în viața mea s-a întâmplat încă de mic copil. Încă de mic copil m-am simțit cercetat în biserică. Încă de mic copil am simțit prezența Domnului în biserică. În adolescență am simțit că trebuie să-L caut pe Dumnezeu. În viața mea de tine am simțit că trebuie ca Dumnezeu să-mi schimbe viața. Vorbeam cu altcineva și îmi spunea, mie Domnul mi-a vorbit prin copilul meu și mi-a spus, trebuie să schimb viața. Și dacă stau să mă gândesc la viața mea, cum ziceam la început, am crescut în biserică, am crescut într-o familie de credincioși, am știut ce este cuvântul lui Dumnezeu, e mic copil. Am slujit ca și adolescent în grupuri, în orchestră, în cor. Am crezut că atâta este tot să vii la biserică. Am crezut că dacă mă botez, pot deveni un om diferit, pot. Viața mea se va schimba total. Și știi ce mi-a zis la prea gol? Până că nu era Domnul mi-a păsat asupra mea. Și a păsat zi și noapte. Și am simțit că nu este bine ceea ce fac și așa cum sunt, chiar dacă m-a botezat, chiar dacă am crescut în biserică, chiar dacă am fost într-o familie de creștini, am simțit că Domnul trebuie să schimbe viața. Am simțit că doar prin El pot avea o viață nouă. Și țin minte că am stat la 11, la 12, la 1, la 2, la 3, la 4 pe genunchi și am zis, Doamne, trebuie să-mi schimb tu viața, Doamne. Și trebuie să-mi schimbă viața. Este important să naștem din nou viața creștinului. Este important să naștem din nou Nicodim. Adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Și ca Domnul să-i binecuvinteze. Nu mă rog după știință și mi-am dat toate ideile cum și toate de cipri. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, voi erați morți în deșeile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii aceștia. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării între ei, eram și noi odinioară. Când făceam voile fiii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fiii copii ai mâniei ca și ceilalți. Ce făceam cu Apostolul Pavel? Trăiam, gândeam și umblam ca și ceilalți. Și spune romanilor, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu știu care este inima ta dimineața aceasta. Nu știu dacă trecutul tău te acuză astăzi, nu știu dacă te simți că ești gol, nu știu dacă te afli la răscruci de drumul, poate. Însă știu și cred că Duhul Domnului este aici. Însă știu și cred că Domnul schimbă inima. Știți ce mă fascinează? Și rămân nimic. Când văd la botez un om de 40, 50, 60 de ani, care își predă mâna lui Dumnezeu, care îmi dat prin
tot ce este rău de acest pământ, prin toate gunoarele. Și Dumnezeu îl schimbă și Dumnezeu îl face un om nou. Deci nu e important un început, e important final. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Omul născut din nou nu este perfect. Omul este într-o luptă continuă chiar după ce este născut din nou. Dar diferența trebuie să se vadă. Adică omul nenăscut din nou nu bagă în seamă greșeala și este diferit doar de ochii lumii. Aici, în biserică, poți să fii diferit. În casă, dar poți să fii diferit. La locul de muncă. Poți să fii altul. Poate să-ți placă glumile lumești. Ești un om născut din nou? Știm colegii tăi de școală și de muncă, că tu ești un om născut din nou? Pentru că spune, în textul pe care l-am citit mai la final, spune acolo, căci oricine face rău, îl rărește lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Eu nu zic că omul născut din nou este perfect. N-ai cum să fii perfect. Greșești, greșim. Important este că Dumnezeu, prin Fiul Său, ne iartă păcatul. Dumnezeu, prin Fiul Său, ne aduce la nouă viață. Domnul să ne binecuvânteze. Spune Apostolul Pavel, și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Gândește-te și aș vrea să te gândești în ziua de astăzi. Să găsești momentul acela în viață ta când Dumnezeu te-a născut din nou. Să găsești momentul acela în viață ta când Dumnezeu te-a făcut o făptură nouă. Zice în Ezechiel, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Când am început să merg în România, după ce am împlinit 18 ani și am început să merg singur, Ernebori, cel mai frumos an din România. Și mi-a dat seama de lucru, că de care și cel mai frumos cimitir. Cei care sunteți din Nebos, a fost într-o zi singur și asta a fost acum cu mai mult, pe care am zis la 19 ani. Și am fost să văd ceva, am fost să văd mormântul soarei mele, pentru că n-am fost nici la mormântare și până la vreo 19 ani n-am fost deloc. Și stăteam pe mormânt și mă uitam la o pădure, mă uitam la alta, cu mința una în alta, cum se vede frumos valea, era cerul senin albastru. Și înainte să găsesc mormântul ei, pentru că nu știam unde e mormântată, mă uitam la fiecare lume și la fiecare piatră care era acolo și am văzut data nașterii, citeam fiecare lume, fiecare data nașterii, fiecare data morții. Și știți ce era între ele? O lumină și atâta de micus. În mormântul soarei mele scrie 14 ani de diferență, de la data nașterii, de la data morții. Erau morminte cu 70, 80, 90, 100 de ani de diferență. Și știți cât era lumea? Egal la 100.
Era la fel. În ochii lui Dumnezeu contează ce ai făcut în inimuța aia. Pentru că oricum, odată nașterii și odată morții se va scrie. Dar în inimuța aia, cred și stăteam acolo și vorbeam cu el într-o zi. Trebuie să fie impresionant ziua aceea. Trebuie să fie incredibil. Pentru că cei ce s-au născut din nou, nu mai mor. Cei ce s-au născut din nou, doar au adormit și vor învia la o nouă viață. Ești născut din nou? Te preocupă lucrurile lumești? Te preocupă linuța aia? Sau te preocupă ceea ce faci pentru Dumnezeu? Până la urmă, pământul va trece și tot ce este pe el, toate vorbesc. Când se avea auzit sunetul trâmbiței, ne putea fi schimbat la o nouă viață, la o nouă făptură. Spunea Domnul Iisus lui Nicodim, Nicodim, de frate spun că cei ce nu se vor naște din nou nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Vreau să citesc de la capitolul acum spre încheiere. În 2 Corinteni. Iată, 2 Corinteni, capitolul 15, versetul 51. Iată, vă spun o taină. Vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă. Într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința moarte? Boldul morții este păcatul și tăcerea și puterea păcatului este legea. Dar mulțumit fie adus lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Poți face ceva ca să câștigi viața veșnică? Nu va fi cuvenitul la biserică. Nu va fi cu o purtare morală. Asta va și cine nu. Și ei merg la biserică. Fiecare duminică. Și dintre ei sunt unii care vorbesc frumos. Și dintre ei sunt unii care nu fumează. Și dintre ei sunt unii care nu au vicii. Și dintre ei sunt unii care sunt poate perfecți. Din punct de vedere moral. Însă ceea ce te va schimba, însă ceea ce te va face să poți vedea într-o zi împărăția Dumnezeu este să fii un om nou. O făptură nouă. Zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Zic ca să fim conștienți. Zic ca să lăsăm cu tot ceea ce ține spate de Dumnezeu. Să ne iubim ca frați. Și în ultimul verset zice, de aceea, preabiți.